Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft. Se echide frumos săptămâna asta nemaipomenită cu un draft colosal în care mi-aș dori să ajung și eu în finala. Hai că se poate, de data asta e totul pe gameplay. Ne concentrăm să câștigăm meciurile. Dacă vrei să cumperi coins la EAFC24, intră pe fifacoin.com folosind linkul de pe primul rând din descriere și folosește codul TEO pentru 5% reducere. Site-ul acum beneficiază și de super oferte de boosting la toate modurile de pe Ultimate Team. Hai să dăm cu draftul, nu uitați de like acolo dacă vă place această serie de drafturi. Hai să facem și cât mai multe pentru un draft care sper eu să iasă bine de tot. 15.000 și aș vrea o echipă bună așa din prima. Avem un 4-3-3 simplu cu care o să mergem. Cel mai clasic sistem posibil. Iar capitan, iată, Berbatov și Ronaldinho. Cu Ronaldinho știți bine, nu dai greș, mai ales cu Marksman. Îi dă și strength-ul, să aibă strength destul de mare. Ronaldinho în stânga. Atacantul. Oh, ce jucători aici. Rooney, Viali, Kerr. Avem o tonă de fotbaliști buni. Rooney e bombă. În schimb, Viali ar avea viteză maximă. Și ce trait-uri are? Are power shot plus. Pare și mecherie Viali. Și Viali are 400.000 cotă de piață așa în EAFC24. Hai să încercăm cu Viali că nu l-am folosit probabil niciodată. Oh, Diani, Saka, Ousmane Dembele. Multe soluții. Și Salah e șmecher. Greu de zis aici cine să fie. Mamă, Diani are trivela plus. Nu pot rata această oportunitate. Este o jucătoare care ar putea să rupă tot. Hai să o încercăm pe Diani. E și pe dreptul acolo. Cred că exterioarele ei sunt rupere. Dar trebuie să-i dăm chem cumva. De Paul, Bellingham și Aitana. De Paul e cu Shadow. Și ar reprezenta un stâlp acolo în defensivă. Și Jude e tare, dar hai să luăm pe De Paul. Să fim siguri că avem un om care va fi echilibrat la mijloc. Iar aici mai apare Gallagher. Dar și Lemar, care e cu link-ul cu Franța și cu Atletico Madrid. Luăm pe Lemar pentru chem. Nu aveam cine știe ce bază în Gallagher oricum. Din păcate, în CM e Turam. Nimeni de la Lyon. Pe Spania putem să luăm pe cineva și cred că o să luăm pe Manu Trigueros. Momentan e doar De Paul, nu-i nimic. Dacă apărarea e tare, putem regla mijlocul. Klaus, cu un card bun de la Marseille, dar și João Cancelo UCL. João Cancelo, prea bestie și va juca sigur în această echipă. Super cardul său de 89 nu poate fi ratat în acest draft. Sigur Presnel Kimpembe, chiar dacă nu are nimic pentru pace. Și un Aiken era foarte bun, dar nu vine. Aș avea bază în Bremer, are și boost la defending, viteză ok. Și două puncte de chem că ia cu Viali și cu Ronaldinho pe naționalitate. În stânga, Mendy și Hernandez. Mamă, Hernandez e în full și pace maxim. Vrea Mendy de asemenea, e în full chem. Dar duce și pe Bremer în full, Teo Hernandez. Hai, o să luăm pe Teo Hernandez de data asta. Avem trei oameni de seria. Portar nu ne-a dat. Aici e problema. Avem pe Brazilia, cam atât. Oh, nu, portarii-s varză. Îl luăm pe Ricardo Batista, măcar are full Cancelo. Dar nu rămâne el, nu? Zim că ne dai un portar. Nu ne-a dat niciun portar. Lola, care nu are cum să intre în poartă, Neto și Consili. Consili e decent față de restul. E în full chem, măcar atât. Un portar de 79, vreau și un goalkeeper ca lumea. Oh, Cafu. Cine s-ar fi gândit că vine Cafu? Acum Teo Hernandez nu prea mai intră în schemă. João Cancelo n-are cum să nu joace. Și o să-l băgăm pe Cafu în dreapta. Doi icon brazilieni, apărarea bună. Portar nu avem. Și ne mai trebuie câte ceva. Ia uite, Cruyff, Umtiti, Rodri. Johan Cruyff Prime. Un catalist. Ce se întâmplă cu Viali? Mai joacă oare Viali acum că a venit Cruyff? Umtiti e super bun și el cu Shadow. Da, luăm pe Cruyff. Bine, putem juca și cu Cruyff și cu cei trei, că avem nevoie de încă un om foarte ofensiv acolo. Hagi în echipă. Gică e și CM. Incredibil. Gheorghe Hagi cu noi. E Hagi sau Jude Gold? Hagi, vă dați seama ce facem aici. Hagi De Paul. Poate Johan Cruyff. Oh, Cantona, am pe UCL. Oh, Doamne. A venit regele. Doamne, a venit regele. UCL, Mbappé, Team of the Group Stage. Ăsta, pe ăsta l-așteptam. Este 4.5 milioane, cel mai bun card al lui Kylian Mbappé. L-avem și pe Kimpembe și garantat va juca Kylian.
Cred că Vial iese, că Ronaldinho e foarte bun și nu l-aș scoate din schemă. Dacă facem asta, oricum Bremer are full. Mbappé, Diani, Ronaldinho, Cruyff, Vial rezervă. Este într-un punct extraordinar. Iar mai departe, portarul ăla. E portar Marquesin. N-are nicio treabă. N-avem ce lua, luăm pe el. Dacă îl punem acolo, e în full măcar atât. Și cu antrenor la Liga, au full băieții. Ne-ar mai trebui și un antrenor francez pentru Diani. Diani ar trebui să aibă cât mai mult. Acolo mai căutăm pe cineva. Boanga. Mai avem mulți jucători care vor veni. Poate vine și alt fundaș central. Încă e deschis draftul la multe. Și poate juca Teo Hernandez așa, care ar fi în full. Să nu joace Cancelo sau Cancelo la mijloc. Cancelo la mijloc chiar e o soluție. Are și Hai cu Hai de Paul și el ar fi foarte bun. E problema cu Cruyff, că trebuie să joace Cruyff. Frimpong e tare. E rezervă foarte bună. În atac l-am mai avea pe Vial rezervă. Și mai vin fundaș. Cumva mai degrabă luăm Mitoma. Ar trebui să vină măcar încă un fundaș bun. Nu ne-a dat de aici mare lucru cu Clan. Summerville ăsta aleargă. Cine știe cât ai nevoie de el. Hai și cu un CB. Nu ne-a mai dat. Ok, n-a mai venit jucătorul în spate. Ultimul slot poate aduce o bombă. Dar nu se întâmplă. Ferland Mendy. Super OP, să nu ne ajută în acest context. Unde l-aș vedea pe Cancelo la mijloc. Și să joace și Cruyff, nu Hagi. Și avem full chem. Hai mă că e bine. Kylian Mbappé în echipa asta magică. A trebuit să mă care. E grozavu. Și Pep Guardiola. Dar normal că grozavu e omul care face ordine în vestiar. Îl privești cu frică. Tripleta aia trebuie pusă la punct. Grozavu e omul care îl va pune la punct pe Kylian Mbappé. Mamă, ce echipă. De uite apărarea full gol și cu Neto. L-a distrus. L-a omorât jocul. Stați că scriam ceva acolo. Dar ce cu defensiva aia? Vor fi spulberați de Kylian Mbappé și de Diani, mai ales, care vine cu exterioarele Trivela Plus. Dar uite că-mi dă meciu. Donație la draft. Bă, uite ce băiat. Uite așa. Așa vrem. Așa trebuie să fii. Da, respect maxim acestui băiat, avem deja prima victorie din partea casei, super. Meciul 2 în care de fapt începem draftul, că primul e dat din oficiu. Warnau, Tena, Sportar. Ok, Dalglish, Haaland, un Rivaldo, 4-4-2 standard. Uite, ține rămânul non-stop cu Haaland. Pleacă mă că a venit Teo Hernandez. Cea că e Mbappé în față, care o ia și se duce. Ia, s-a dus Mbappé. Nu-l mai oprește nimeni, e și Cruyff în centru acum. Voiam să-i dau crăcănelele lui Pedro Poro. N-a putut să treacă Kylian, îl știa Pedro Poro. Freza lui Teo Hernandez impecabilă. Dar în schimb, de cine a avut viteza necesară să-i impună acolo? Trebuie să fie mult mai rapid ca restul. Cruyff din foarfecă, Ronaldinho și aproape se desprindea. Regele sprintului, iată-l acum. Haide, trebuie să se ducă. E Joelinton după el, dar fugim în bandă cum ne place. Johan Cruyff pe fines. Era prea standard golul. Prea pe vechi, de fapt. Trebuia să dăm la scurt, să mai facem o schemă. Diani. Regina exterioarelor. Haide. În blocaj. Fără speciale. N-ar mai trebui. Ia uite, a scăpat Dalglish. Se duce. Nu-l va opri nimeni. Kenny. Portarul e în plus. E jalon. Mamă, și-am pasat-o. Diani. Perfect. Hai. Vreau să văd exteriorul. Mamă, cum sunt exterioarele lui Diani. S-a terminat acolo. Nu poți să ai Trivela Plus la nivelul ăsta. O să bage toate șuturile alea poartă. Dacă facem numai asta și spamăm asta restul draftului, batem pe toată lumea la foc automat. Ce gaf. Dini. Haide mă, ruleta aia. De ce e atât de irelevantă? Trebuia să-i ascund mingea oponentului acolo. Nu, a scăpat Kenny. Regele Kenny. Normal că scrie, e prea bun. Ăla de 91, nu mai zic. În echipa mea de aur. Bun asta. Iani, exterior, gol. Numai așa putem marca. Exterioarele, Trivela Plusul pus în valoare. Acolo cu Diani. Uite, m-a vrut să treacă prin mine și ieșea. Nu știu de ce s-a fluierat. Că a dat mingea spate. Omul se băgase cu Kenny în fundaș.
Și ar fi trecut cu micuțul Kenny Dalglish, firavul scoțian care ne făcea toți fudașii puternici. Hai, Mbappe. În sfârșit spații. S-a dus. Oare va trece cu râul 1? Normal! Și-a pășut la lung. Trebuie să apeși 3 butoane maxim. Și Mbappe de 93, îți face diferența. Johan Cruyff pe val. Acum îi trimitem lui Cruyff. Mbappe lăsat singur. Trage oare? Nu? Ne oprim acolo. A mișto. Era panică totală că a ratat. Săracul nu știe ce l-a lovit. Hai, Presnel! Nu! Bremere, trebuie să-l întâmpinăm. Nu există așa gol de luat. Haide, mă, e corner! Dar avem și portarul, care e ultimul portar. Din păcate, nu ne-a dat niciun portar decent. Nu era niciunul acolo. Mbappé, bine! Hai, Cruyff, nu! Uite, plojon pe Arnau. Nu știu cum s-a aruncat așa. Iar aici un corner unde avem pe Cruyff și Ronaldinho. Dar m-am băgat într-un dribbling ineficient în care eu încă mai sper. Haide, Dini. Ole! Jongleriile, mingea ridicată. Diani pe spate de foarfecă. Mbappe, eu așează. Nu, Caselo-i așezatul lui Mbappe. A fost perfect până când a scos portarul această minge. Nu cred. Bă, Teo Hernandez n-are viteza de pe card. E mai lent pentru un anume motiv. Noroc că am ținut acolo, era doar Haaland. Rabona lui Gica Hagi, Mbappe cu viteza lui supersonică. Player locul aferent, care ți aduce golurile Gica Hagi. 5-2. Cine altul dacă nu super sabul nostru, care iau e Morișca, mă. Doamne, ce celebrare toxică e și asta. 5-2 ne impunem în meciul ăsta. Și trecem mai departe, hai să facem toate victoriile. Un nou meci în care echipa adversară portar. Oh, Hagi 90, Ronaldinho 94 cu Pușcaș 94. E belea 4-3-3-ul ăsta. Dini. A luat banda cu asalt, Ronaldinho, i-a driblat pe toți. E un mare fotbalist și o arată din minutul 2. Iar Morișca! Ah! Aoleu, celebrările! Bine. Mbappé la Dinio, 3 pe el. Încercăm și un pressing să recuperăm repede. Până la urmă am luat-o. Hai, Kylian. Kylian Mbappé la scurt. Prea mult am prelungit. Și mai bine dădeam lui Diani cu trivela plus. Avea șansele cele mai mari să dea gol de acolo. Mamă, Cafu. Face cum face mingea la el. A plecat Mbappé, la revedere. Cruyff. Johan Cruyff trece de toți jucătorii. Puteau fi 10-i driblat pe toți. 2-0. Bine, mă. Haide, Ronaldinho. Trece și de portar. Am driblat cât un jucător. Cu câte un jucător. Dribling și după aia pasă de la om la om. Un atac perfect. E bun asta. Hai, Ronaldinho. N-ai cum să-l mai iei. Vine portarul, dar apare și Johan Cruyff. Fines spre 4-0. Uite că am evitat astăzi până acum balauri. Unde-s balauri de pe Ultimate Team? În sfârșit ne merge și nouă bine. Da, mă, 5-0, manita. La 4-0. Nu vreau să iasă, dar la 5 e gata. În orice caz, suntem în marea finală. În finală. E și în portar. Ribery, Messi. Merge, ca de obicei. Cumva, în meciul final nu e cea mai tare echipă de care am dat, dar poate fi cel mai bun adversar. E, ce greșeală. Teo Hernandez, 1-0. A marcat Teo Hernandez. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Era ultimul la care mă gândeam când mă întrebam ce va da golul finală. Hai că mă așteptam să mai ține de ea. Tot ține de mici și nu pasează din timp. Iani. Haide, v-am și eu o pas. Nu-i nimic. Ne ducem așa de tușă. Tot Iani. O, ce combinație a făcut cu Mbappé, că n-am înțeles nimic.
Dito a mai combinația între francez și franțuzaică. Noa. Scapă Leo. Ezită, dar normal că scrie, nu mai avea ce să-i fac. 2 la 1. Uite că a trecut. Cafu, da. Super alunecare și după aia recuperează din nou, așa, da. Într-o vreme Cafu nu juca nimic când îl alegeam la draft. Dar clar s-au schimbat lucrurile. Minge spre Diani, care are viteza și tehnica să țină mingea pentru noi. Dar nu putem să chem combinațiile niciodată. Nu, bine mă, portar. Portarul este la rapă finală. Trebuie să ne ajute și mai trebuie să marcăm o dată neapărat. Nu cred, e gol ăsta. L-am făcut și penalti. O dăduse cumva peste, dar nu mai conta. Este penalti pe care o facem în stat în reprize a doua. O, ni se întoarce jocul împotriva noastră. Puteas. O să apere oare Marquesin. Vine Messi. Hai, în dreapta cu Messi. Da, Marquesin, regele! E omul finalei, portarul nostru este un zeu în poartă. Hai, Dini. Golul Ronaldinho. Da, Ronaldinho face 3 la 1, e draftul nostru, sigur. Iani, gata, șutul la scurt pe verde, 4 la 1. Nici o șansă pentru portar. Am dominat toate meciurile jucate și vom face sigur cele 4 victorii. A, Messi exterior la colțul lung. Frumos șut. 4-2. Nu cred. Pedro. Bine, portar. Bă, ce formă a fost portarul în acest meci. Coman, nici de acolo n-a marcat. Doamne, am blocat-o. Da, n-am mai trecut în 4-3-3 de pressing-ul ăsta. Eu nu putem să mai legăm două pas. Foarte greu. Poate la faza asta. Că e Mbappé în față. Caută-l. Kylian 93 UCL. Excepțional. Trage de acolo. Power shot. Și se descurcă ea și e gata. 4 din 4. Hai cu pachetele. În sfârșit 4 victorii după câteva drafturi la rând de care a fost super greu. Mai ușoare meciul de data asta. Fără jucători de aia de rank 1. Cum mai prindem. Rare gold pack-uri. Premium gold pack. Haide ei. Adune niște profit. Franța mi-a dat mesaj thanks ei. E dus, mă. Atletico și va fi Lemar, care de altfel a fost și în echipa noastră. Toma Lemar e vreo 900, o să-l vindem, căutând să ieșim cât de cât pe plus. Mai luăm deci încă 1300, 2000 și ceva. Avem și un pachet cu 2 de peste 81. Englez winger. Bă, cred că e bine, cred că e Bucaio Saka. Nu, nu este. E mid. Mid. 87, mai bine. Mamă, mid, dar 87. Ok, e peste Saka. Din punct de vedere al ratingului din FC24. Cumva am ieșit mai bine. Ce se întâmplă aici? Ce pachet? E vorba de Ciucuese de la Milan și un Shadow. Arată de noi se află Dracu, iată care stă în Teo Studios. Rare gold pack. Pentru profit. Omul care să nu-ți faci controllerul. Haide. Messi. Messi. Bine. Ia. Da, mă, da, Dybala. Ia, vezi că n-am mai prins un workout de veșnicie. 10.000. 10.000 scurt. Scurs banii. Gata. Să treci. Da, mă, da. Scurs banii. Da, mă, 10.000. Ia uite banii, bă, și lui Serike. Cui era să fie Messi? 9.900. Gata. Și Dzeko. Dzeko e 1000. 1100. Și uite, Quick sell. Gata, mă, este pe plus, mă, bine. Vamos. Gata, ăsta a fost draftul. Sper că v-a plăcut. Uitați de like-ul acolo. Cam atât. Pa, pa.